S-a discutat de altfel și despre oroșism, am răspuns. Când privește organizațiile, domnul Sefis, că n-am refuzat nicio invitație, acum frecventez și eu atâta cât pot organizația din care fac parte, dar vreau să spun că am fost prezent în campania care a avut loc în sectorul 4. Eu sunt 4 zile pe săptămână la Bruxelles sau la Strasbourg. De altfel, am ocazia în acest sens și precizez lucrurile, că mai scriu diversi oameni pe blog sau mai reproșează, că sunt foarte prezent în România. Sunt prezent în România vinerea și nu mă închid. Așa sunt și pe blog. Acum, iar și știu că blogul meu e mai important decât sunt eu. Știu asta, sunt perfect conștient. Sunt perfect conștient, dar vreau să se rețină faptul că sunt totuși ceva care 4 zile pe săptămână se duce foarte riguros la birou, cum am făcut de altfel și la facultate, de la început anului până acum n-am pierdut orele la care m-am angajat. Deci, aș vrea să se rețină asta, pentru că sunt într-un comportament de funcționar, dacă îmi dați voie. Nu sunt într-un comportament de vedetă mediatică. În același timp, am înțeles să răspund invitațiilor presei și invitațiilor din organizații. Atunci când pot, de pildă, duminică o să merg în organizația la Ploiești. A trebuit să aleg între Ploiești și Galați, pentru că mă caută lume din foarte multe locuri din țară. Cât pot, merg acolo unde se poate, n-am refuzat. Dacă am și fost la dumneavoastră în organizația atunci când am primit invitația.